ca în mai toate domeniile culturii, în întâlnirea dintre lumea românească și cea israeliană, și în cel al cercetării istorice și arheologice, există sumedenie de conexiuni, de intersectări, de legături, chiar și legături pedagogice legate de formația propriu-zisă a arheologilor. Pe de o parte, elogiul profesorilor istorici și arheologi izraelieni cu origini românești poate fi un punct de plecare în investigarea acestor complexe și profunde legături. So we are in Apollonia. Apollonia is a very ancient site. It starts from the 6th century BC. And since then it was habited until the late days of the Crusader Empire, the Crusader Kingdom. In 1265 it was destroyed by the Mamluk Sultan Baybars, and then ends the era of the settlement in Apollonia. Apollonia had a lot of name during these decades. It starts from Arshaf in the Phoenician period, in the Persian period, which is 6th century BC, and then continued to the Roman period as Apollonia. Apollonia because they identified the Apollo, the god, as the god of the Phoenician Reshef, and therefore they are changed the name to Apollonia. And Apollonia first mentioned in the written sources as Apollonia, not as Arshaf. And Apollonia is mentioned in the books of Josephus Flavius, which locate Apollonia in the middle between Caesarea and Jaffa, which means this is the location of the site. So Apollonia continues on in the Byzantine period. It spread to an area of about 260 dunams. It's a huge area. And then it became the capital of the South Sharon Plain in Israel, in the Holy Land. Then in the occupation of the Arabs in the 7th century AD, it comes to a much smaller town, and it's a town of about 90 dunams, and it's the first time that they surrounded this city with walls. Then during the Crusader occupation in 1099, they're putting a siege on this town, city of Arsuf, as it called in the early Islamic period, because in Israel the Islamic period is divided to two, and the Crusader period is dividing it in the middle. So since the Crusader kingdom was established, this city became one of the major cities in Crusader Kingdom of Jerusalem, and in 1265 it was conquered by the Mamluk Sultan Baybars, and he destroyed it to the ground, so there's no settlements since then till the establishment of the State of Israel. So this is the history of Apollonia all in one. So the Apollonia excavations started on 1977, led by the late Professor Israel Roll. And I'm excavating here since 1995, heading by Professor Orenthal. The excavation is ongoing. It means that till this day we excavated only 5% of what we have here. Mainly we excavated in the Crusader Fort, and what you can see afterwards, this is the Roman villa that we excavated during the 1998 with a Brazilian team. That excavated with us over here. We uncovered a very nice Roman villa that overlooked to the sea, which refers to a villa maritima, which means villa on the sea. And the Roman villa is dated to the 2nd century AD. And we have a lot of accumulation above the Roman villa from the Byzantine period, the early Islamic period, and from the Crusader period.
Am să vă povestesc despre grupul nostru de artiști care lucrează o dată pe lună în Apolonia. Ne întâlnim o dată pe lună, toți artiștii din Herțlia și din toată țara, și lucrăm, pictăm și discutăm despre artă. Locul e extraordinar, toată lumea se oprește, participă tot împreună cu noi și petrecem o viață artistică și culturală de necrezut. Toată lumea e invitată la locul nostru Apolonia din Herțlia și mulțumesc mult Institutului Cultural din România care a luat parte la programul nostru. So I had the honor to be taught by two very distinguished professors. The first one was Professor Israel Roll, who was excavating in this site. He was the head of the excavation by the Tel Aviv University and the Department of Classics, the Institute of Archaeology in Tel Aviv University. Professor Israel Roll was an expert in Roman periods and Roman roads and the millstone. So Professor Israel Roll, a very excellent scholar. He wrote a lot of papers about any aspect that we can think of. And Apolonia was his base. Apolonia, he started the excavation in Apolonia in 1977 and onwards until he retired in 2006. And in 2006, he was switched by Professor Orenthal, who is the head of the excavation till now, till these days. And Professor Israel Roll, well, there's a lot to tell about him. He was an amazing person. He took me as a student when I came from the rural areas of Israel. I was born and raised in a moshav and I didn't have a clue about archaeology and how to deal with archaeology. And he took me. As a student, and just it was amazing to see the patience that he had, the ability to connect you into the archaeology, and this is the reason, the main reason that I'm an archaeologist till this day. And we miss him, Professor Israel Roll. The other professor that I worked with was Professor Moshe Fischer, who has recently passed away, unfortunately. And Professor Moshe Fischer, who also taught archaeology in the Institute of Archaeology in Tel Aviv University. And Professor Moshe Fischer's main excavation was at Yamnia, Palmachim, Yavne Yam, which is south of us, but his main interest was in marble, ancient marble, and he was an expert for ancient marble. It was amazing that he could grow such a large quantity of scholars. A lot of students of him are now professors and doctors and MA students, and his knowledge was unbeatable. It was you could sit with him and just chat and talk about everything that that connected to classical archaeology. And Professor Moshe Fischer, well, I remember my last meeting with him. We sat in Afek Antipatris, an ancient city just east of us, and we had a discussion about whether we have a Roman theater over there or is it something else, that which I thought it was part of an infeum. It was a semicircular building, and for me it didn't make sense that it's gonna be a theater. He was supposed to write the book on the classical periods of Afek, and I had to tell him, Moshe Fischer, this is not a theater, I think it's something else. And we sat for half a day just talking about this archaeological mystery that we had over there, and eventually he agreed with me and we thought of writing something about it.
but unfortunately he passed away 2 months ago, so it seems that I have to write it all by myself. Interpret de idei și conduite străvechi, analizate multicultural. Reputatul arheolog și istoric Silviu Sanie este autor al unor studii fundamentale în domeniu, lucrări importante despre istoria dacilor și romanilor. De altfel, a fost distins cu premiul Academiei Române Vasile Pârvan pentru cartea Civilizația Romană la Est de Carpați și Romanitatea pe teritoriul Moldovei, apărută la editura Junimea din Iași în 1989. Silviu Sanie a fost toată viața un cercetător neobosit, dornic să contribuie la descoperiri de mare utilitate în cunoașterea adevărului istoric și să-l comunice prin scrierile sale. Acestea au fost și rezultatul săpăturilor arheologice de la Barboși, Calați, Bâlca Doamnei, Piatra Neamț, Dumbrava, Ciurea, Iași, Orșova, Ciolăneștii din Deal. Bănuiesc că mulțimea de cărți și de studii au fost elaborate în alt laborator, undeva pe plaiurile românești. Am dreptate? Da. Sunt de mai bine de 50 de ani, după absolvirea facultății, am rămas la Iași, acolo, treptat, dată cu locuința, s-a mărit biblioteca, slavă Domnului, vreo 400 am lăsat la institut, am trimis literatură câte ceva în satul natal la Pungești, cu o parte am aici, nici cu o parte din strictul necesar. Am fost repartizat, adică am optat pentru epoca sclavagistă, scria pe repartiție. Asta însemna secolele 1 ante, 3 post, care cuprindeau atât epoca dacică clasică, cât și epoca romană. Profesorul Nicolae Gostar, originar din Deva, e județul care, pe cuprinsul căruia se găsește și capitala Daciei lui Decebal și Ulpia Traiana de epocă romană. Venind de la Cluj, unde cei mai mulți lucrau și pentru epoca romană și pentru cea dacică, am continuat și eu cu această deprindere, altcumva săpăturile desfășurate la Barboși, Galați, era un castru roman peste o așezare dacică, pe înălțimea Tirighina și împrejur era și o așezare dacică și complexele locuirii romane în sudul Moldovei. Domnul profesor, unde este Limesul? Iertați-mă că intervin. Unde este Limesul în partea aceasta de țară? Există Valul Tulucești, Șerbel. Da, da. E o porțiune destul de restrânsă de stăpânire permanentă în Moldova, în hotarele actuale ale României. Influențele însă veneau și din Dobrogea și din partea din Basarabia, adică Cetatea Albă, Anticutiras, era o așezare de epocă elenistică, apoi de epocă romană,
în apropiere mai exista o așezare romană ca și Barboșu. Deci, influențe erau. Ceea ce am vrut să documentez în cartea Civilizația Romană la Est de Carpați, că există o adoptare a civilizației, chiar dacă nu e întregul teritoriu cuprins în hotarele Daciei Romane, că se știe odată cu Hadrian a limitat hotarele cucerite. Traian cuceriseră toată Dacia lui Decebal. Oricum ajunsese și la județul Neamț, băt ca Doamne avem urme. Și în situația asta, ținând seama de numărul mare al obiectelor de import în cetățile dacice, care le cercetam, să argumentez această posibilitate de adoptare a unei civilizații fără a fi sub stăpânirea directă, dar în relații importante care au existat și înainte. Roma de multe ori prefera să dea subsidii ca să evite un război. Și în această situație și cu multe relații pe multe planuri, câteva argumentate și literar, nu doar prin materiale, au existat relații și cu această zonă a teritoriului actual al României. Sigur, profesorul Gostar, el țăpase și în Dacia Romană, dar săpase Castre, dar săpase și în echipa academicianului Daicoviciu cele mai importante așezări dacice, adică în capitala, în Sarmisegetu Zaregia, la grădiștea Muncelului, și a continuat acest lucru și ca profesor la Universitatea din Iași, adică a săpat și epoca romană, primul rând Barboșii, și epoca dacică. Cea mai interesantă rămân în cetatea de la Bâtca Doamnei, Piatra Neamț, care era o cetate care a avut și zid de piatră și sanctuar cu tamburi de piatră, foarte importantă, care nu era unică chiar pe raza actuală a orașului Piatra Neamț. Mai erau două asemenea așezări. Profesor, arheologia presupune două etape, o etapă în care ești efectiv pe șantier și o etapă de înțelegere și aprofundare ulterioară pentru noi profanii. Da. Din două motive lucrul ăsta. Da. Ca să fii tot timpul pe șantier, e climatul, nu-ți permite șantierul, pornind cam din noiembrie până prin mai, e doar săpături de salvare, altcumva e exclus și niciun regim nu a dat atâția bani ca să sapi atâta timp. Chiar la așezări care erau absolut, absolut importante pentru documentarea unor lucruri esențiale în procesul de
formarea poporului român în general. Și din cauza asta, evident, materialele ajunse în vin curățate, marcate, clasificate. E o muncă de echipă, lucra... totuși, nu? Există laboratoare, unele mai perfecționate, altele mai puțin, în care e prelucrat materialul și se face încadrare cronologică, după aceea se urmărește cât de răspândite sunt acele descoperiri, sunt culturi arheologice care merg, de exemplu, cu cuteniu, care e mândria Moldovei, mai ales. Ceramica pictată e cu cutenia Riuș, care e undeva pe lângă Sfântul Gheorghe și până lângă Kiev, la Tripolie. Și au și chinezii Tian Shan-ul cu multe motive care le regăsim pe ceramica cucuteniană. Acum și la pictură, motivele astea circulă pe suprafețe mari. Șahul, care noi îl vedem pe tricourile celor din Croația, de exemplu, dar și pe ceramica cucuteniană, există în Persia. Cam în aceeași perioadă, e o perioadă care câteva sute de ani nu mai contează, nu e că toate sunt, minunile astea sunt de cam 5 milenii, dacă socotim și astea în era noastră după Hristos. Deci e de lucru enorm, e de lucru la care e problematica. La epoca romană există și inscripții. Sunt inscripții pe ceramică, sunt inscripții care se citesc ușor, sunt inscripții care nu sunt rezolvate după un secol, circulă în... există... Toate astea pun probleme, adică trebuie să înveți ceva latină, ceva greacă. Inscripțiile nu sunt limba română decât cele feudale și altea, care scrise cu chirilică, trebuie. Și acolo, deci e de lucru ca documentare. Ca să înțelegi lucrurile de la noi, trebuie să știi bine și ce au vecinii. Noi am rămas marcați, generația mea, de această carte a dumneavoastră, o țin acum în mână, Cultele Orientale în Dacia Romană, apărută în celebra Biblioteca Orientalis, care făcea, cum să zic, emoția și tulburarea generației mele. Dumneavoastră v-ați extins însă tema de la acest rezultat al cercetării arheologice de la Cultele Orientale. Problema, asta e o tematică cumva diferită. Dacă am mai scris cărți despre religie, a fost inițial, trebuia să scriu după Cultele Orientale, trebuia să scriu despre cel mai important dintre ele, la care n-a mai fost lăsat. Adică perioada n-a mai fost favorabilă pentru așa ceva. Da. Mi-a zis până când nu scrii despre religia dacică, da, nu-ți mai apare nimic. Nu. Cartea a doua, volumul 2, da, nu mai apare nicio notă. Da. Zic, dar n-am adunat încă nimica pentru asta. Da. Nu-i nimic, nu ne grăbim. Da. Și atunci, după ce am
după ce am scris câte ceva pentru problemele astea, unul dintre secretari mi-a zis, cel care ți-a spus să faci asta înseamnă că a fost un om inteligent. Apucă-te și lucrează asta, că e un domeniu care e deficitar. Problema care e la cultele orientale. Nu exista o carte pe domeniu, adică încă nu există o carte completă cu religia în Dacia Romană. Și ceea ce e de subliniat e o provincie în care, din cauza colonizării, au avut culte și credințe de o foarte mare diversitate, peste 130 de divinități. Așadar, rezultatele acestor ani de săpături arheologice au fost înfățișate în numeroase studii, sinteze și monografii. El a fost colaborator la dicționarele de istorie și arheologie și la Enciclopedia Civilizației Romane, un adevărat tezaur de gândire și comunicare în domeniul arheologiei getodacice. Cartea Din istoria culturii și religiei getodacice a cunoscut două ediții și o traducere parțială în germană. Pentru epoca elenistică și romană, cultele orientale în Dacia Romană, Silvius Sanie este considerat drept un specialist de talie internațională, confirmat și prin invitația onorată de a scrie pentru colecția Rise and Decline of the Roman World. Silvius Sanie a susținut cursul de epigrafie latină la Facultatea de Litere, secția Limbi Clasice și cele în calitate de conducător de doctorate la specialitatea Istorie Universală Antică. Doi dintre cei care au dobândit titlul de doctor sub îndrumarea dumnealui au devenit și bursier Humboldt și patru dintre doctori sunt cadre universitare și academice. La rândul său și-a exprimat adeseori recunoștința pentru profesorii Nicolae Gosta, Petrescu Dâmbovița și desigur pentru academicianul Constantin Daicoviciu, a cărui erudiție și omenie i-au călăuzit cariera. Scriere și imagine. Scrierea în mediul dacic și imaginea în general, am continuat să valorific o parte din ce adunasem pentru celelalte culte fără să le public și cu săpăturile, ajungând și eu cumva șef la, adică la obiectivele la care lucrasem înainte, la Barboș, la Bâtca Doamnei și o săpătură la Dumbrava, o săpătură... Dumbrava de Neamț? Nu, altea, stai că sunt multe Dumbravi în țară. Multe Dumbravi, da. Dar chiar nu departe de Iași. De Iași. Da, comuna aici. Ciurea. Și se adună pentru trei vieți de scris. Dumneavoastră, când ați venit în Israel? În ce an? Propriu zis, cam în 2011-2010, către 11 atunci. Deci au mai fost totuși 11 ani în care, hai să zicem că informația putea să circule. Pe care i-ați trăit în România? Da, eram deja către pensie. Basarabia aveam doi. Unul care e la Universitatea de la Chișinău și unul rămas la Iași. A scos o carte foarte bună, Victor Cojocaru. Ăștia ar fi urmașii dumneavoastră, ca să zic așa, din această perioadă. Sunt de, care au de fost emigrare în România, de, da? De mare incorectitudine. Da. Moșe Fischer. El a făcut facultatea la București. Da. Și practica a făcut-o pe șantier la Istria.
și aveam, că eu eram prieten bun cu Suceveanu, cu Puiu, cu Alexandru Suceveanu și cu asta. Moșe a prins șantiere bune, șantiere importante, că îi cunosc lucrările. A scris, a dat o lucrare și la volumul omagial. Pe un plan se rezolva prin schimburi interacademice sau interuniversitare. Așa am venit și eu de două ori. Odată am ținut cultele orientale. Așa ați venit din România spre Israel? Da. Pe când încă nu veniseră în Israel să vă stabiliți, nu, vorbim nu. De înainte. Da. Și a doua oară am ținut cu simbolismul funerar iudaic. A, ce interesant. Unde asta a fost comunicarea asta? Unde s-a ținut? La Tel Aviv, la universitate. Da. Cealaltă, nu știu, cealaltă la Bar-Ilan, la universitate, de simbolism. Era și unul care a săpat la Megiddo, care are numai origini românești, dar fiind o familie vestită, Usishkin, care are și, au și stradă cu numele ăsta, a fost la Iași. Nu știu cine l-a trimis la mine, nu mi-aduc aminte exact, eu l-am condus să vadă casa părintească. Dar el a fost profesor la Universitatea Tel Aviv, foarte bun arheolog, că am fost la săpăturile lui de la Megiddo, care e unul cele mai importante obiective din Israel. În Israel, unii arheologi de aici sunt recunoscători profesorilor lor de arheologie care au venit din România. Păi, discutam la asta, sigur că dintre cei care au intrat în discuție e Ivan Ordentlich, care a făcut facultatea, el e orădean. A fost un student bun, a fost și a lucrat și la Bicaz când s-a făcut hidrocentrala vestită. A făcut ucenicia în arheologie la Iași. El cu încă unul care a ajuns și el în Israel, au săpat la otomani, tot epoca bronzului a făcut Ivan. Pentru performanțele sale, Silviu Sanie a primit Ordinul Cultura Știință în grad de comandor. Preocupat de asemenea de epigrafia unor limbi semitice, el a publicat inscripțiile palmiriene din Dacia, scrise în limba aramaică. Să nu uităm contribuțiile în direcția cunoașterii istoriei evreilor din România. Lucrarea Dăinuire prin piatră, monumentele cimitirului medieval evreiesc de la Siret, apărută la București în anul 2000, este o lucrare exemplară pentru cercetarea multidirecțională a cimitirelor, conținând contribuții la cunoașterea simbolismului funerar. Alături de regretata sa soție, Sheiva Sanie, ei au realizat Muzeul Comunității Evreiești Iesene la Sinagoga Mare din Târgul Cucului, în prezent cea mai veche sinagogă din România.